Gusto România așadar a ajuns la Sibiu, unde telemeaua făcută din laptele oilor din zona a obținut certificarea europeană. Cât de lung și greu poate fi drumul de la stână până la raft, aflăm chiar acum. Grasă din lapte de oaie. Telemeaua de Sibiu o știm cu toții de pe rafturile din magazine. A ajuns să fie recunoscută și la nivel european. Aș fi vrut să pot să vă transmit și gustul prin imagine. Telemea de Sibiu. Pâine coaptă pe vatră. Și ceapă roșie. O gustare românească potrivită pentru zilele reci de iarnă. Mai ales când este servită și lângă o sobă caldă. Delicios. Însă până să ajungem să ne bucurăm de o bucată de telemea de Sibiu autentică, e drum lung. Am mers până în comuna Vurpăr, județul Sibiu. Pe dealurile de aici sunt peste 1500 de hectare de pășune acreditată ca fiind ecologică. De aici vine nutrețul oilor care au făcut celebră telemeaua de Sibiu. Și tot aici sunt oamenii care ne-au primit cu căldură într-o zi geroasă de iarnă pe ulițele acoperite de zăpadă. În localitatea cu puțin peste 3000 de oameni există 40 de stâne. Aici creșterea oilor e mai mult decât un loc de muncă, e un stil de viață. Începutul e din moș, strămoș. Străbunicii mei au avut animale, bunicii au avut animale, taică mi-au avut animale. Ne-am întâlnit cu Toma Vulcan în Saivan, acolo unde îl găsește mereu prima urma dimineții. Munca aici nu se oprește niciodată, iar îngrijirea animalelor nu e chiar pentru oricine. Peste 200 de oi are în grijă împreună cu soția sa. Am nimerit perioada în care oile sunt gestante, însă spre primăvară încolo, după ce apar și miei, munca lor se triplează. Munca asta să ai și un pic de prostie, nu știu, și un pic de curaj și un pic de poftă de muncă, că altfel e greu. Și când e mulsul, cum e perioada aceea? Atunci ne trezim dimineața la 2 și ceva și dormim seara la 10 jumate, 11, vii de la muls, duci laptele, de acolo te urci pe tractor, ari, cosești, aduni, faci cu presa, cari, muncă. De-aia am zis că trebuie și o de prostie ca să poți duce lucrul ăsta la cap. În perioada rece a anului, oile stau în saivan. Ele se hrănesc cu fân nefermentat care este adunat de pe pășunile din zonă. Acesta are și valori nutritive unice care mai apoi se reflectă și în laptele oilor. În perioada în care oile dau lapte se pot aduna chiar și 100 de litri per animal. Cam de 4-5 litri de lapte de oaie e nevoie ca să iasă un kilogram de telemea. Rețeta e pe cât de simplă, pe atât de important de respectat în tocmai. Lapte de oaie nepasteurizat, la care se adaugă cheag. Apoi începe procesul cu mai multe etape, de închegare, presare, secționare, iar la final, maturarea în saramură. La ora actuală, suntem pe iarnă, brânza este maturată. Uitați, o avem pusă la maturare, adică e gata maturată, așteaptă numai să fie livrată. Cât timp trebuie să stea la maturare? Să se matureze cum trebuie, 6 săptămâni, 2 luni, dar cel mai bine ar fi să fie peste 3 luni, să fie maturată cum trebuie. Uitați cum joacă în saramură, deci ea trebuie să o știm din ochi, știm ce înseamnă maturare. După atâta asta, experiență? Sigur e maturată. Cu cât stă mai mult, cu atât ai mai bună, dacă stă mai mult la maturat, să nu fie maturată rapid. Se schimbă gustul dacă stă mai mult? Nu,
Nu, la brânza noastră, dacă e lucrată bine, nu se schimbă gustul. Un an de zile are și termen de garanție. Florin Dragomir este președintele Asociației Producătorilor de Telemea de Sibiu. În prezent sunt 9 producători eligibili să vândă produsul acreditat de UE în 2019 cu indicație geografică protejată. Însă, pe lângă eticheta europeană, asociația a decis să aibă și un simbol propriu care să confirme cumpărătorului că telemeaua pe care a ales-o este de calitate superioară. Numai asociația eliberează holograma ca să știm că nu putem fi copiați, să ne putem proteja produsul. Iar pe spate, fiecare membru din asociație își pune eticheta lui, să se poată urmări trasabilitatea de la cine a făcut-o. Telemeaua de Sibiu cu indicație geografică protejată se face doar din materia primă care provine din arealul județului Sibiu. Pentru că laptele oilor de aici e gras și produsul final are o grăsime de 50%. Se găsește în magazinele producătorilor, dar și în supermarketurile din toată țara.